Inspectoratul Școlar Județean Dolj a scos la concurs aproximativ 800 de norme și fracțiuni de norme. Examenul a fost organizat în 4 centre, Liceul Tehnologic Transportul Craiova-Ferate, Liceul Teoretic Tudor Argezi, Liceul Tehnologic George Bibescu și Liceul Tehnic Energetic. Cele mai multe posturi sunt pentru învățători și educatori. Cum a fost examenul? Cum au fost subiectele? Bine. La ce ați susținut? Educatori. Și spre deosebire de anul trecut? La fel a fost, doar că cerințele au fost la fel. Nu mai știu să vorbesc la ora asta, sunt atât de obosită. A stat mult în sală? De la 9. Ne-au băgat și la 10 au venit subiectele. Șanse mai multe de titularizare anul acesta? Nu știu, oricum sunt 8 posturi titularizabile, am înțeles. Susțineți de mult? Da, dar de exemplu, acum 2 ani am luat notă mare și au fost decât 2 posturi titularizabile, așa că... Mai dificil? Sincer, asemănătoare. Chiar au fost accesibile. Șanse mai multe de titularizare anul acesta? Sper, doamne ajută. Câte posturi sunt? Nu știu, foarte puține. 3-4, nici nu știu sigur. Susțineți de mult acest examen? În 2008 l-am mai dat și acum. Deci, nu. Notă mare? Vă așteptați? Da, eu sper, da, mă aștept. Pentru ce susțineți? Educator. Mai greu decât anul trecut? Anul trecut am dat pe învățător, deci nu pot să fac o comparație. Și anul ăsta vreți pe educator? Da. De ce? Plac mai mult copiii mici. Sunt mai dulci. Șanse de titularizare mai multe pe educator decât pe învățător? Sunt mai multe posturi. Și cum au fost subiectele? Au fost abordabile. Și destul de ok. Mai dificile decât anul trecut? Nu, mai ușoare. De când susțineți examenul? Anul acesta e prima dată. Peste 280 de profesori au abandonat lupta pentru un post încă de dinaintea concursului, fie că s-au retras, fie că pur și simplu nu au mai venit la examen. Cei mai mulți candidați au fost la limba și literatura română, 155 pe doar 5 locuri. Rezultatele titularizării vor fi afișate pe 25 iulie. Dascălii nemulțumiți de notele obținute vor avea 2 zile la dispoziție pentru a depune contestație.